În lecția anterioară ne-am imaginat măsurile muzicale ca pe niște camere cu un anumit număr de paturi. Din punct de vedere muzical, camera reprezintă măsura muzicală, iar numărul de paturi reprezintă numărul timpilor utilizați în respectiva măsură. De exemplu, o cameră de două paturi reprezintă măsura de doi timpi. Acești timpi însă sunt diferiți din punct de vedere al accentelor. Primul timp este accentuat, iar cel de-al doilea neaccentuat. Adică primul timp are rol principal, iar cel de-al doilea are rol secundar. Cum se tactează măsura de doi timpi? Primul timp, marcat prin săgeata roșie, se tactează de sus în jos, iar cel de-al doilea reprezintă revenirea spre poziția inițială, de jos în sus. 1, 2. 1, accentuat, 2, neaccentuat. În partitură, măsura muzicală apare chiar la începutul melodiei, imediat după cheie, și este reprezentată de două cifre. Cea superioară reprezintă numărul timpilor utilizați. 2 în acest caz, iar cea inferioară reprezintă valoarea timpului. 4 fiind pătrimea, adică a patra parte dintr-o notă întreagă. Deci măsura noastră se numește două pătrimi. Însă această măsură nu va fi alcătuită doar din pătrimi, ci din diferite valori ce împreună însumează doi timpi. Ca de obicei, veverițele vesele ne vor ajuta, dându-ne exemple de valori de note ce pot fi cuprinse în măsura de doi timpi. De exemplu, poate fi alcătuită dintr-o doime, care are chiar valoarea de doi timpi. Sau, așa cum știm, din două pătrimi, adică două note de câte un timp. Ar putea fi alcătuită din patru optimi, fiecare având valoarea de jumătate de timp. Sau din 16 câte 4 valori pe un timp. Muzica însă este alcătuită din îmbinarea acestor valori de note ca în exemplul care urmează. O pătrime și două optimi. Două optimi și patru 16. -mi. Precizare! Nu doar notele intră în alcătuirea unei măsuri, ci și pauzele. În exemplul de față, măsura de două pătrimi este alcătuită din două note de jumătate de timp și o pauză de un timp. Sau o pătrime, o pauză de jumătate de timp și o optime. Un exemplu muzical în măsura de două pătrimi este Rondo alla Turca de Wolfgang Amadeus Mozart. Să-l ascultăm! După cum observăm, măsura apare imediat după cheie și este indicată prin 2 pe 4, adică două pătrimi. Cu excepția primei măsuri ce reprezintă o anacruză, adică un elan spre timpul principal, însă despre care vom vorbi într-o lecție ulterioară, toate celelalte măsuri conțin câte doi timpi. Concluzie. Măsura de doi timpi este compusă dintr-un timp accentuat și unul neaccentuat. Se tactează de sus în jos și revenire. 1, 2. 1, 2. Este compusă din înbinarea valorilor de note și pauze ce însumează doi timpi. După completarea celor doi timpi, se pune mereu bară de măsură. Precizare: nu pot fi utilizate valori mai mari de doi timpi. De ce? Deoarece ar depăși limitele măsurii muzicale. Dacă se dorește utilizarea unei note mai lungi de doi timpi, vom folosi legatoul de prelungire, ce extinde efectul sunetului peste bara de măsură.